una vestire, tradiții, obiceiuri, acesta este cel mai mare păcat pe care îl poți comite. Buna vestire, cunoscut sublinierei sub numele de Blagove subliniere Tenie sau Ziua Cucului, se sărbătoare subliniere te pe data de 25 martie a fiecărui an sublinierei este o sărbătoare dedicat Maicii Domnului, informează creștinortodox.ro. Această zi este legat de o serie de tradiții sublinierei obiceiuri specifice. Cel mai mare păcat în această zi este ca oamenii să se certe între ei. În apus, această sărbătoare este numit sublinierei sărbătoarea Zetmislirii Domnului, iar în calendarul popular, Buna Vestire este cunoscut sub denumirea de Blagove subliniere Tenie sau Ziua Cucului. Buna Vestire este o sărbătoare cresubliniere din care se celebrează pe data de 25 martie a fiecărui an în amintirea momentului anuncrii Fecioarei Maria de către Arhanghelul Gabriel ce va concepe sublinierei va deveni mama lui Isus din Nazaret. Tradiția spune ce, în această zi aductoare de veste minunat, oamenii nu au voie să se certe, fiind mare păcat. Setere bunii credeau ce cine se ceartă în această zi va avea necazuri tot anul. În Bucovina nu se pun nou la clău subliniere ce de Buna Vestire, deoarece se consider ce pui ar putea e sublinierei cu două capete sublinierei patru picioare. În anumite zone, pentru a avea roade bogate, pomii se amenincau cu toporul sublinierei se stropeau cu cuib. De Buna Vestire se poate ara, însă nu se poate semna, ca se numen începe sarile boabele de sub brazd. Tot atunci, gospodinele din Maramurea subliniere adun lucrurile care nu mai sunt de folos de prin curci sublinierei le dau foc. Acest ritual este cunoscut drept noaptea focurilor sublinierei este practicat la fiecare casă Maramurea subliniere an, el durând până după miezul nopții sau chiar până în zori. De Buna Vestire este dezlegare la pe subliniere T, iar tradiția spune ce acela care gust pe subliniere T în această sărbătoare se va simți tot anul precum pe subliniere T în apă. Setere bunii credeau ce pescarii nu au voie de Buna Vestire se arunce mama lig în apă, pentru ce mor pe subliniere T. Ziua de Buna Vestire este cunoscut sublinierei ca Ziua Cucului, deoarece cucul începe să cânte sublinierei astfel anunț sosirea efectivă a primverii. De asemenea, în anumite perci, oamenii numere de câte ori a cântat cucul pentru a subliniere ticăcia nu va mai tărei. În plus, în alte zone ale cerii, se obi subliniere nu e subliniere te ca fetele de meritat subliniere i fele ce i se întrebe cucul când se vor cesători, cucule voinicule slash crucian inveida slash pân moi în sura, merita. Dacă se întâmpla ca duprostirea acestor cuvinte se cânte cucul, înseamnă ceva mai a subliniere te pta un an. Dacă nu se auzea, înseamnă ce va urma o cesătorie în acel an. Mai mult, craca pe care a cântat cucul de ziua sa era tăiat sublinierei pus în secele de toarea fetelor, în speranța ca cefele cei nu le vor ocoli.
De asemenea, în această zi este bine să se pun pe pragul casei pâine, sublinierea i sare pentru hrana îngerilor.